Alina, hai în față! Sunt foarte mulțumită de cum ai și preparatul. Mi se pare că farfuria mea vizual seamănă foarte bine cu farfuria care ne-a fost prezentată. Îmi place și carnea, a ieșit bine, îmi place foarte mult și sosul. Alina, plating mult aproape de Cosmin. Sosul a ieșit ok, dar are mult acid. Carnea bine făcută. Știi ce nu simt în sos? E nu părul. Emoții sunt întotdeauna. Sunt sigură că nu o să plec astăzi acasă. Diana, hai în față! Mie mi se pare farfuria care arată bine, arată exact cum am vrut eu. Foarte gustos sosul. Carnea însă e puțin prea gătită. E uscată deja. Mie carnea place cum e și eu așa o mănânc. Eu nu mănânc în sânge. Sosul a ieșit bestial. Este lejer, este roșu, e bine făcut. E pacat de mușculeț, de cerb, e prea over. Și a trebuit să faci exact cum a făcut Cosmin. Exact. Una la una. Mă bucur foarte tare că șef Adad îmi spune că am făcut un sos nu bun, excelent de bun. Sunt foarte mândră. Raluca, ai de-n față, te rog. Am muncit mult, am muncit și mai mult ca să mă întorc în acest concurs și încă nu este momentul să plec. Ai văzut sosul tău? Da, l-am văzut. E tăiat. Ai pus unt? Foarte puțin la final. Am încercat, am mai dat drumul puțin la aragaz, să-l dreg, dar nu mai aveam nici fructe de pădure, că aș fi avut timp să reduc sosul și să-l blendez. Sosul se taie atunci când se separă untul sau de obicei grăsimile din el. Și carnea ta este gătită prea mult? O parte era mai micuță, o parte era mai mare și atunci a trebuit să echilibrez. Două bucăți erau medii, una era mediu well. Carne este prea făcută. Sosul lipsesc tot aromele ce a pus el. Din 4, unul pleacă acasă. În teorie, sunt șanse să mă salvez. Jeremy, hai în față. De data asta am șansa să fiu ultimul. Cu nici ultimul știi ce te așteaptă, că deja ai văzut alții ce eroare au avut sau ce bun. Dar dacă am învățat ceva în MasterChef, niciodată să nu spui niciodată. Când crezi că e alb, e negru, când crezi că e sus, e jos, când crezi că e fericire, nu este. Farmecul acestei cărni gătită corect este, se topește în gură. Dacă e bine gătită, cum e a ta? Cum este gătite? Medium. Asta e medium? Carne este gătită medium perfect. Mă simt cât de cât în siguranță. Două farfurie, nu e bun. Avem, bună, avem e foarte o farfurie simplu. Cu două greșeli și avem o farfurie cu, da, o greșeală. Eu știu când fac o farfurie bună și farfuria asta cu siguranță nu este farfuria care mă va trimite acasă în competiția asta. Persoana care a gătit astăzi pentru ultima dată în bucătăria MasterChef este Raluca. Da, mulțumesc. Top 6. Îmi pare rău să-mi aud numele, dar în același timp m-am bucurat tare mult că am ajuns până aici. Aveam o prezență care era sinceră și spunea lucruri pe nume. Nu se schimba cum se schimbă soarele sau vântul.
Asta a doua ore, trei ore nu există. Da, și da. Ai grijă foarte mare. Acum ești aici, trebuie să ridicați încă un nivel după Masterchef. Da, și vă mulțumesc, la revedere. Și noi mulțumim. Seară bună. Cu toate că mi-e prietenă, e o competiție aici. Iar prieteniile, dacă suntem prieteni, le legăm afară. Cezar. Am încredere. În tine, da? Andreea, ai grijă. Câteodată ciorba reîncălzită nu e la fel de bună. Vă pup, mulțumesc! La revedere! La revedere, Luca! Ai grijă! Vă iubesc! La revedere! Mulțumesc! Plec cu gândul că am învățat foarte multe lucruri, plec cu gândul că aici am cunoscut foarte mulți oameni, am acumulat foarte multe cunoștințe, m-am dezvoltat din ce în ce mai mult.